Să nu uităm că mai avem o sărbătorită. V-am zis astăzi de Sfânta Mărie. Ne întâlnim cu mării celebre, Maria Cârneci. Te pup, mă, Cătăline. Stai că te pup. Știi de ce? Că dacă nu erai... Tu vedeai ce n-ai văzut pe scările astea. Sunt talentat rău la... Nu pot să cred. Adică era vreodată să... De câte ori n-am... Maria, florile sunt pentru tine. Mulțumesc, din sufletul Cătăline. De la noi. Știi că ne ești foarte dragă și te iubim tare și astăzi avem mării celebre la emisiune. Eu mai mult pe voi, pentru că tu știi bine că chiar vă iubesc și uite, mai mi-a dat un pic de veselie. Ți-aduc aminte ceva frumos, ceva mișto? Farsa, îmi ziceai ceva mai devreme de aia? Da, mă, Cătăline. Deci eu am venit așa, cu bună dispoziție, cu sufletul, dar cât pot eu să fiu de bine dispusă în momentele astea, știi? Și vitezică, zice, doamna Maria. Că colegul nostru a fost cel care a venit să te ia cu mașina. Da. Și îmi spune, zice, mai ții minte ce ți-a făcut Măruță? Nu mi-aduceam aminte, zice, în lift. Mi-a făcut Cătălin ca acum să facem... 10 ani de zile? Cred că sunt Cătălin. 10 ani de zile, mi-a o farsă făcut în lift. Măruță o farsă, deci cred că mai tare ca a lui, nu. Am mai avut farse în viața mea, vorbim dar a lui... de farsă, da? Deci, n-am vrut să o zic eu. N-am zis-o eu. E în regulă, publicul a aprins-o, Radu a aprins-o, merge mai departe, okay, Cătălin. Adică n-a fost tare? Foarte tare. Mai tare ca a lui. Da, șefule, te deranjează că povestești și noi câte o manțocărie, o chestie. Gata, bun. Da, da, a fost cea mai tare. Adică asta nu zic, te... asta zic. Cred că dacă erai în locul meu, o luai la fel de frumos ca mine. Da. Așa. Tot tare o luai. Da, adică normal, exact. Original. Te iubim, Maria. Și eu pe voi. Gata. Farța aia în lit, o să facem în felul următor. Ana Maria Calița. La mulți ani, mă, Cătăline, dăm și mie, că am aici, în platou, pe Greta. La mulți ani, iubita Greta. Mea, tiza mea. Să am o rugăminte la toți invitații și la toți prietenii care se uită la emisiunea noastră. Să zicem Mariana. Nu mai spuneți Greta, aia este Mariana. Mariana, bine ai venit, Mariana. Mulțumesc frumos. Marian, Marian. Măgilă, Mariana, ce le spui la toți? Am și acasă. Cătăline. Am și eu acasă, pe nora mea, Ana Maria, pe nepoțica mea, Roze Marie, să română și... Aici peste 2 milioane de români sărbătoresc astăzi. Da, suntem foarte mulți. Iată ce poate să facă Măgilă. Măgilă, acum stai un pic, cam 1, 2, 3... Băgăm, să nu mă îmbulzi când vine rău. 1, 2, 3, numai un pic, să fie cadru pe noi. 1, 2, 3, coborăm cu liftul. Da, da, stați un pic, stați. 1, 2, 3 și... Hai, bă, hai, bine! Da. Zici că, auzi, stați acolo, doamna. Bă, vezi că sunt furajată, am tonaj mare. Ia, mai încercăm o dată. După ce a spus că farsa lui Măruța a fost cea mai tare, eu plăcere să vă las cu liftul și cu... Hai să vedem ea. Ești un drăguț. Mai facem o dată, stați acolo. Bă, dacă vrei, facem toată emisiunea, că mie îmi convine. E în regulă, stați liniștită. Să știi că am băgat... Da, așa, da. Ia, sunt de acord. Nu. Maria Cârneci, la mulți ani. Mulțumesc din suflet, exact, la mulți ani. Tu, viața merge înainte, trebuie să treci peste toate, știi? Așa e, Cătălin, încerc cât pot eu de mult. Singura mea bucurie, cum să spun, care o port în suflet și care îmi dă aripi și cât de cât așa din vivacitatea mea, din tonusul care l-am avut și să dea Dumnezeu să-l mai am, sunt cele mici, nepoțelele mele. Jacqueline a împlinit 4 ani, iar Roze Marie, da, Roze Marie merge la școală, a făcut 7 ani. Să străiască. La mulți ani pentru toate măriile din România și toți mărinii și toți, exact. Toți sărbătoriți. Și facem în felul următor. Ia, avem aici Cătă. Două butoane, funcționează în felul următor. Așa. Trebuie să apeși repede pe el, Măgilă, oprește-te, Măgilă. Și ce trebuie să fac? De cine apasă primul, da? Răspunde primul. Ah. Ideea în felul următor, avem o masă cu pizza, toate sortimentele. Ideea în felul următor, cine câștigă pleacă cu pizza acasă. Deci Cârneci și Calița se luptă pe pizza. A, da, Calițo, mai bine, mămică, cedezi de acum, că tu ai 14 kg. Și vreau să spun ceva, nu e niciun aiute. Am terminat cu sosul alea picantă, da, știi? Bă, dar erau bine, tu știi ce? Bine, știu, adică știu. Bine de tot, că acolo spunea gura păcătosului. Și la sosurile picante, da? De-aia nu mai poți tu acum. Acum ne luăm din niște bulioane. Dă-le recu în culo, că asta e. Exact. Deci întrebarea e în următor. Deci eu pun o întrebare. Cine știe? Deci primul care, da, deci apasă și ăla răspunde primul. Cine știe? Facem clasamentul și la final vedem cine pleacă cu pizza, da? Prima întrebare. Așa. În ce parte, stânga sau dreapta, unei bagnote de 10 lei este portretul lui Nicolae Iorga? Stânga, mă. Calița, tu ce zici? Stânga.
Nu, mă, nene, pe bagnota de 10 lei este portretul Nicolae Grigorescu, nu Nicolae Iorga. Haideți să mai învățăm, a zis că avem întrebări de balul bobocilor, da, 1992 de data asta. Înseamnă că a fost 1991, acum avem balul bobocilor, 1992. Nu suntem bănoase, nu, da, ne-am obișnuit prea... Sau poate să-ți obișnuite doar de la 50 în sus. Doar și cu 500. Da, exact. Umblă. Cine e pe bagnota de 500? Mihai Eminescu. Auzi? La șpagă, când luăm colo la recepții de prispă, luăm și de alea de 10. Mihai Eminescu, că nu a văzut bagnota de 500. Ba da, păi la BAC a picat Eminescu la toți profesorii. Ce era o glumă pe vremuri. Da, da. Ce a picat la BAC? Două hârtii de Eminescu. Da, 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 bine. Bun. A doua întrebare. Așa. Repede, vreau să fiți concentrate și important și cei de acasă să răspundă la întrebările noastre. Facem mama un joc împreună cu cei de acasă, da? Că ieri mi-a suflat toată ziua. A zis, mamă, și... eu ți-am zis la televizor și tu n-auzeai? Cine ți-a zis asta? Mama. Vezi că s-a uitat și dacă îmi bine spunea asta în fața întregii. De ce nu era atent? Asta e, că nu... Perfect, străia asta era ca femeie de la zimnice, îți dai seama. Stai așa, că-mi zice cineva acasă. Numai o secundă pentru cei din public, deci nu șoptiți în cazul în care n-au răspuns corect din prima. Repede, a doua întrebare. Unde s-a săpat prima fântână din România? La mine, în curte. Nu știu fântână, dar eu prima dată am fost săpată de un prieten. Unde, Ciucă? În pământ. Bravo, mă, bravo. Bravo, ăsta era răspunsul, în pământ. Ciucă, pleci cu o pizza acasă. Nu, donesc ție. Pizza, eu nu pot să dau răspunsul. Revenim la întrebările noastre, balul bobocilor. Întrebări 1992, continuă. Cei de acasă ne răspunde pe WhatsApp și să știi că se și implică. Greta, cum e? Se descurcă cei de acasă? Mariana, e bine? Perfect. Cătălin, este balul bobocilor de la Babadag, dacă mai ții de minte. De la Babadag, da, Daniel Iorzechea. Avem noi niște glume, da, interne. Glume interne. Nu sunt o ființă, dar am 5 degete. Ce sunt? Repede. Deci nu sunt ființă. Nu știu, că eu nu particip. Eu aș răspunde la toate, dar nu particip. Păi spune-le și nouă, păi, fratele. Papușă. Nu. De ce? Am văzut o papușă cu 5 degete. Frunză. Nu. Mănușă. 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 Da. Hai că m-am scos și în seara asta, am păcălit și miercuri asta. Hai că te lasă nimeni de mâncare ție. Mergem la întrebarea patra. Crește tot timpul, dar nu scade niciodată. Ce este? Organe. Părul. Mă tași, mă, din gură. A, iartă-mă. Deci crește tot timpul, dar nu scade niciodată. Audiența. Nici nu mai contează răspunsul. Nu știu, mă, Cătăline, ce ai zis, dar poate ai dreptate. Nu vreau răspunsul, trebuie să știm. Deci crește tot timpul. Și nu scade niciodată. Nu-ți cade. Nu-ți cade sau nu scade? Nu scade. Nu-ți scade? Nu scade. Păi am zis părul sau unghiile. Deci nu scade, nu tai. Părul cade, cum dracu? Părul cade, unde cade? Pe spinare. Eu am păr pe piept de când mă știu, nu a căzut niciodată. Ei, lasă-l, ți-a lăsat separat. Să mi se supe din regie. Unghiile. Vârsta. Dar nici unghiile nu-ți cad. Păi nu, mă, dar le mai tai. Dar de ce să le tai? Vârsta. Hai, întrebarea a 5. Dacă asta e furată de la busul din venele, pe 16 ianuarie chestia asta la știri. Dacă păunul doamnei Hamilton va face ouă în curtea domnului Smith, cine deține ouăle? Pe domnul Smith. Doamna, că în ultima vreme ouăle stau la doamnă. Păunul nu face ouă. Bravo, mă, Măgile, se vede că ce tu ai ghicitor. Păi creștea bunica mea păun când era mic, controlam n-aveam nimic. Mai bine băiatul ne sufla și nouă la siguranță, bun, aibă o lună pizza. Ai văzut întrebările mele? Și joia. Nu. Ai văzut întrebările mele? Nu, dar și ce se întâmplă? Ai fost tu la balul bobocilor? Nu, uite, mă duce capul, vezi? Ai fost tu la balul bobocilor? Am fost la Babadag, am văzut minunea. Băi, tu dai seama că e 0-0? Îmi dau seama. Da. Atenție mare, e foarte ușor ce urmează. Sper să nu fie 0-0 și diseară. Ce e neagră când e curată și albă când e murdară? Aur. Neagră când e curată și albă când e murdară. Păi n-avem voie să zicem la televizor. Bine, nene, câți ani aveai în 91-92? Astea sunt întrebările de atunci de la balul bobocilor. Avea un an sau doi. Ce e albă când e murdară? Și ce este neagră când e curată? Ce e neagră când e curată, ce e albă când e murdară? Alba neagră. Yin și yang. Nu pot să răspund că eu nu particip la acest joc. Nu știu, nene. Băi, Cătăline, nu mai băgat. Tabla. Păi eu n-am ce să... Eu nu răspund. Super. Mai e ceva rău aici. Chiar v-am zis eu că sunt de la balul bobocilor. Hai, mai am două întrebări, trei întrebări. Tata mare să... Cum se spune corect, dar repede. Cum se spune corect? Pană de vulpe în pălărie sau pană de vulpe pe pălărie? Vulpea n-are pană! Vulpea n-are pene. Pene.
pană. Ai 1-0. N-are nici pană, nici pene. De unde știi tu? Că pană face doar mașina. Și până la urmă... ce glumă de bun. Ăsta e înainte de 89. Cazul în care, cazul în care nu știați, Ana Maria Calița petrece foarte mult timp pe TikTok. Pentru că este Ana Maria Calița stand-up-ărița. Da, și am diseară spectacol la The Full. Hai să mergem cu întrebarea penultima. Să veniți diseară la spectacol. Deci, până acum îmi cer scuze. Nu e ciudă, dar mi-e ciudă că doamna Maria Cârnești până acum nu pleacă cu nicio pizza acasă. Și hai, repede! Îmi pare bine, păi ce? Totuși. Se milă de mine, păi nu vezi că întrebarea sunt... Întrebarea, dacă așa. 3 ouă fierb în 10 minute, 60 de ouă, în câte minute fierb? Tot în 10! Dar n-a apăsat pe buton. Nu contează, a zis 1-0. A zis, da, 1-1. Din partea echipei la Măruță, o pizza. Ce este la fel de mare ca un elefant, dar nu cântărește nimic? Umbra? Umbra! Maria Cârneci, 2-1. O să veniți peste la următoarea apariție la Măruță și o să spuneți: mi-ai dat pizza aia, vreau să spun că era foarte tare. Apropo de farsa, nu are ceva, o fi de 2-3 săptămâni, nu face nimic, nu face canci. 2-1, ai șansa să egalezi, Ana Maria. Ce se află între soare și pământ? Lună! Noi, aer, atmosfera. Nu se află luna între soare și pământ. Se află cuvântul și. Da, exact. Și normal, auzi, luna. Dacă a făcut... păcăli, n-are nimic. Ea a fost la matematică intensivă, Ana Maria, și de-aia. Doamna Cârneci a câștigat astăzi pizza, 2-1, scor final. Băi, Calița, deci nu poți să crezi. Iubirea mea, pentru că te iubești și ești ziua mea și e ziua noastră, îți dau voie să faci ce vrei tu cu pizzele. Mulțumesc. Și lui șeful... Doamna, lăsați că ea pleacă cu pusecul. Da? Da, dar eu vreau să vă întreb. Puteți să-i ziceți Robert Tudor. Că dumneavoastră aveți... Da, l-am auzit de dânsul, da. Na, nu, n-a avut buget de Robert Tudor, l-am dat pe el. Că aveți foarte multă experiență de viață. Da. Ce credeți? Cum ar putea o femeie să stea cu un bărbat ca el care vorbește în continuu, vorbește în continuu? Da, vorbește bine și gătește bine. Cu o singură condiție. Din păcate, femeia să tacă. Și ce se trist că nu vorbesc peste ea. Asta e un lucru foarte mișto. Nici n-ai putea să vorbești despre mine. Ai prins-o după 10 minute, las-o așa. Dar nu, că mie îmi place de asupra. Poți să vorbești și... E frumos să nu vorbești peste ea și lângă ea. Sau din alte camere. Cătă, o să cânt un cânt pe care îl dedic tuturor măriilor și nu numai, tuturor celor care își aniversează ceva, nu știu. Poate unul ziua de naștere, unul împlinește 60 de chile, poate unul lumbur. Poate cineva sărbătorește că a intrat, de exemplu, la notariat, la a fost examene la notariat. Da, da, da. Așa, a intrat, și a intrat fără pile, normal. Mesaj, da, foarte frumos. Deci pentru sărbătoriți o piesă așa. Frumoasă. Azi e ziua mea, e Sfântă Marie. Astăzi e ziua mea de Sfânta Marie. Cântă Maria, Cârneci, oameni buni. Vă mulțumim că ați interacționat cu noi pe WhatsApp legat de întrebările de la Valul Bobocilor din 92. Maria Cârneci cânte pentru toți sărbătoriții de astăzi și nu numai, și la mulți ani încă o dată. Mulțumesc, sărut mâna. Azi e ziua mea, e Sfântă Marie. Lăutar, să-mi cânti numai mie, să-mi torbin și să închin un pahar. Hai noroc mării și la mulți ani, să-mi torbin și să închin un pahar. Hai noroc mării și la mulți ani, cântă, cântă lăutar, să mai închin un pahar. În cinstea măriilor, noroc în viață și spor, cântă, cântă lăutar, să mai închin un pahar. Maicuța mea bună,
sănătate, Dumnezeu să vă ajute în toate. Vă doresc noroc și sănătate, Dumnezeu să vă ajute în toate. Să mai cânte muzica și eu să joc după ea, și dacă